Ultima partidă din prima parte a campionatului a adus o nouă înfrângere pentru Tomitani Constanța. Formația de pe litoral a cedat sâmbătă pe stadionul Mihail Naca contra lui Dinamo București, într-o partidă contând pentru etapa 8-a Superligii la rugby. În ciuda diferenței mari de valoare dintre cele două formații, mai ales că trupa de pe litoral se confruntă și cu grave probleme financiare, Tomitani Constanța a reușit să se ridice la nivelul adversarei sale, astfel că dinamoviștii au intrat la cabine cu un avantaj redus, scor 19-7. În actul secund, albroșii s-au dezlănțuit și au dus scorul la 71-14. Chinul constanțenilor a fost întrerupt însă cu 7 minute înainte de final. După cel de-al 11-lea eseu al dinamoviștilor, când Williams se pregătea să transforme, un fulger puternic l-a făcut pe arbitrul Robert Diaconescu să trimită cele două echipe la vestiare, pentru a nu exista niciun risc în ceea ce privește integritatea jucătorilor. Totodată, acesta a decis să și pună capăt meciului. În urma acestei victorii, Dinamo a revenit temporar pe podiumul Superligii de rugby, în timp ce Tomitani rămâne lanterna roșie fără niciun punct în 8 partide. După această confruntare, întrecerea internă a intrat în pauză, urmând ca cele două etape de campionat și meciurile din fazele eliminatorii să se dispute în toamnă, în lunile septembrie și octombrie.